covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Seara, domnilor! Vă salut împreună cu inevitabilul, inegalabilul. Da. Inevitabilul Antonio Cafeței Tuns. Ca să nu-l cunoașteți. Vă salutăm cu drag și respect, mamă. Regele, ai întârziat? Cum am întârziat, mă, Bugoșare? Antonio Cafeței, asta zic. Este! Bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit pe un nou live stream de mare angajament. Nu credeam că o să mai vină această zi. În această încăpere. N-am crezut că o să-l mai aduc. Așa târziu mi-a făcut și de după amiază, da frate, da. Și o să facem și mâine dimineață. Mâine dimineață la 10 sau 11 ne vedem pe live. Live toată noaptea, hai că toată noaptea. Că mâine dimineață la 10-11 facem live cu Goșarilor. Live-ul nostru de duminică. Ce faceți, domnilor? Ia să vedem. Chiar sunt curios câți oameni o să intrăm pe live-ul ăsta de mare angajament. Nocturn, ia uite. Antonio pregătește, ce face aici? Ce face aici? Face și el niște SBC-uri. Face și el niște SBC-uri. Bă, Alex, îți place tricoul meu, frate? Îți place tricoul meu, frate? Mi-am luat tricoul ăsta special pentru tine, frate, pentru poza pe care mi-ai trimis-o. Respect, Antonio. Salut, ne ține apucat să intrați mai devreme, nu e problemă, frate. Aga, am o întrebare, ia zi, ce întrebare. O, cu Gabi pe live? Păi da. Cât ți-a dat frizorul ăsta de tund, Antonio? Așa, fade. Mai rar în țara asta. Mai rar în țara asta, fade doar la Piatra. Hai să facem și noi 50 de like-uri, domnilor. Hai cu, dă-te așa să mă duc să văd. Ai închis televizorul ăla? Nu l-ai închis, dă-te. Vino pe scaunul streamer. Ia să vedem. Astăzi. Hai, noroc la toată lumea. Ce ziceți, mă, băieți, mă? Ce să facem, mă? M-a invitat nemții, că a rămas singur el. Și n-am putut să-l refuz, cum să refuz eu un... Voi sunteți nerușinați. Uite aici frizuri, cum dau să văd? Nemții! Cum văd camera așa live? Vreau să dau, să fie mare, să mă văd numai eu. Adică să nu se vadă sau acum mă văd numai eu. Ce
ce nu ți iese? Nu le arăt freză. Super. Nu știu ce să zic, dar e ca șmecher Tun Saga, numărul 1, frate. Știi cine sunt? Știu, Livia, ești băiatul care ești pe contul lui Mike Sa. Bineînțeles că știu. Poate să închidă live-ul. Nu se vrea membru cadou? Păi ce ai zis, mă, la 100 de like-uri? Stai, mă, că până facem 100 de like-uri seara e mai greu cu like-urile, frate, că nu sunt oameni obișnuiți cu noi. 21 de oameni, 25 de like-uri, putem să facem 50, sincer. Și n-am dat nici share-uri, nici share-uri, nici... Hai, dă-te așa să dau share-uri. Mamă, dual setup. Nu-mi nici noi s-o putere pe țambalul ăsta pe care mă pui să stau cu scaunul ăsta de bucătărie. Rarește, pop, rareșe. Tăpop, tăpop, tăpop. Noi doi și cu Shiro. Ce faci, tata? Noi doi și cu Shiro, băieți, suntem prezenți pe acest live de mare angajament. Eu iar n-am strâns pachete, nu e nicio problemă, frate, stai liniștit. It's not a problem. Bun, hai să dăm și noi niște share-uri ca să fie treaba. S-a mai băgat ceva, ia ziceți. Ziceți repede dacă s-a mai băgat ceva în joc. Except cookies, ia să vedem. Set așa e, mai FIFA 24, mai FIFA 24 wishlist. Ce-și dorește FIFA 24 news pentru așa. Draw quit să fie win, corect. Corect, când iese lumea să-ți dea win. La 2024. Se bage când se piese cineva la egal, se dea uite. Remove game limit. Cum adică remove game limit? Adică să fie mai multe meciuri sau cum? Claim all objectives, corect. Să poți să iei obiectivele toate, corect. Auto delete players with 0 game. Da. Frumos ar fi. Și 3 minute la squad battles. 3 minute jumate, ar fi senzație. Până un minut. Mamă, și acum ai 6 minute, nu? Gen, joci 12 minute un meci, ferească Dumnezeu. Bro, anunță când se fac 500, că am discuție aici. Ce discuție ai, mă, frate? Eu cred că am hai de la Nemțanu, ce hai, mă, frate? Oh, Krilex, te pupăm omul nostru. Uite, mă, ăsta-i. Ăsta-i gogoșare. Funda și stânga. Te pupăm, frate. De ce nu dăm la ora asta, gogoșare? Vă pup, domnilor, vă pup. Bă, ar fi interesant. Ar fi interesant. Mamă, Balotelli, flashback. Ia uitați-vă cum arată Balotelli ăsta, flashback. Ce l-o scoți? Și că-l bagă. Neața, Alexandru, neața. Gogoșaro. Hai, cred că ar fi Caterin. Uite asta, mamă, Jones, nu poți să cred că s-au băgat Smalling și Jones. Nu, dar l-au băgat pe Smalling, pe Jones nu l-au băgat. Numai pe Smalling l-au băgat? Scriu pe chat-ul ăsta, nu mă bag în seamă, n-am văzut mesajul, frate, n-ai văzut că am fost și am închis televizorul, n-am văzut. Mă gândeam să-l fac pe Smalling. Mamă, glory, Man United. Nu mai dau membru, mi-am adus aminte de alea 300 de secunde. Haaland, the new FIFA 23 cheat allows players to play with invisible teams. Ia uite cod. Ia uitați-vă cod. Mamă, ce cu băieții ăștia? Mamă, nu nota pare și asta completing de 82 pixels, deci 50. Dacă faci 82 de 50 de 50 de ori, se dă pe nota pare. Feature star stopă și 83 ori 5. Ce să faci? Ia intră pic data pare și ăla. Dați un pic să vedem. Nu pot să cred. Trebuie să faci pachete de ales și se dă pe Tavares gen? Doamne, da, uite. Trebuie să faci SBC-ul ăla, stara. Future Star Academy Upgrade. Ia du-te să vezi cum se face ăla. Și să faci 50. Da. Ia vezi. Deci nu trebuie să mă joc. Deci nu trebuie să te joci, tu îți dai seama ce senzație ai? Ai cu 50 de like-uri, domnilor. Ia. Dar care e? Future Star Academy. Mamă, ce challenge-uri ai. Ai 4. Get it bit. Dar nu, era altfel să nu merg. Dar dă-și tu la live dacă e 3. Future Star Challenge, nu? Academy. Ce trebuie să faci, mă, frate? Trebuie. Ah, Future Stars ăsta, echipa de 82 trebuie. Mamă, echipa de cea mai mare japcă, echipa de 82. Bun, chiar mi-l doresc pe ăsta. Scuze. N-am vrut. Ce zici? E bulangiu. Că n-am vrut să-ți fac nimic. De ce ești rău? Cum 82 și ce-ți dă? Dai pentru să-mi am bule? Stai acolo? Hai, stai acolo. Ești bine și pe cățel? Te pup, doctore, te pup, ce faci? Bine, bine. Da. Te uiți și la echipa mea puțin merit? Mă uit, mă uit, mă, frate, mă uit, mă uit, mă uit. Stai un pic de gen, te fac de 52, SBC-ul. 50 de echipe de 82. Da. Azi, bulangii. Dar cine e ăsta? Dar e de 82 chiar e? Da, mi-a intrat. Dar îți dă și pachete, gen. Îți da, dă și 83 da, la 10. Olinț, mane. Alo, ce se petrece? Te pupăm, Costi, te pupăm. Ce se petreacă, frate? Facem și noi un live nocturn. Se aude dublu? Scuze, frate, gata, acum e posibil să se rezolve. Bro, trebuie să vorbim alte idei la alea ce am vorbit? Ce idee, frate? Ideile tale sunt și ideile mele, frate, spune-mi-le. Și 33 de oameni și 33 de like-uri. Bine! Vamos! Hai cu 50 de like-uri, domnilor. Oricum, la ora asta mă gândeam like. Și eu totuși și eu cred, noi de telefon. Da.
Da. Deci să înțeleg că se dă stop la live mâine la 8. Nu, mă, nu se dă la stop la live mâine la 8. În seara asta o să facem live cu Weekend League, o să jucăm pachetele la Antonio Agafiție pe cont. Mai are ce score? Adică acum, da. Ce score ai? 11-4. Are 11-4 și o să deschidem la el pachetelele și mai facem ce mai vreți voi. Și mâine dimineață de la ora 11 o să jucăm la mine pe cont și facem live-ul de dimineață, live-ul de duminică dimineață, bem cafeluță și stăm de vorbă și live-ul nostru special. Ăsta e cum ar fi extra. E un extra live. Ia Iisus Beneder pe parizien, știu că m-am uitat și eu la meci. Nu faci bronz și restul. Deci să înțeleg că așa. Așa, bun. O să jucăm pachetele, așa am zis, o să jucăm pachetele, îmi cere 1000 de euro. Bun, deci s-a băgat, am înțeles. A rămas aici la Nuno Tavares ăsta. Ia, desktop. Nuno Tavares ăsta că... Deci dacă îți dă așa, 83 ori double îți dă 5. Gen. Un Future Stars token și Nuno Tavares ăsta. Interesant. Mama, Ivan Toni la Manchester United, atacant. N-ar fi rău. Decât Weghorst. Mai șmecher ca la Timișoreana. Doar nu îi face nebunia aia, ce aia cu Tavares. Păi tu n-ai face, dacă mă iau după tine, Andrei, n-ai face de nimic, mâncați-și. Facem primul. Îl faci pe primul? Da, pe îndăm din ăla, un toc. Ia. Ia să vedem dacă se merită. Future Stars Academy. Unul din 382 plus. Mamă, și vezi că-s Caterinca pachetele, să mor. Hai, dă-i, nu. La 40 de like-uri deschidem. La 40 de like-uri a plecat. Hai, tată. Până la cât stai nemțeanule, păi abia am dat drumul, Andrei Gaming. O să stăm până după... pe la 12-1, să vedem în funcție de cum terminăm. 40 de like-uri, domnilor, și a plecat primul pachetel de astăzi. Hai, nu fiți gogoșari, că știu că sunteți mulți care n-ați apăsat pe butonul de like. Vă rog eu frumos, faceți un live minunat la Antonio. Mamă, ce se auzi, mă? Încă un pachet? Mamă, încă un pachet la 40 de like-uri. Cum, bă, nene, se face 50 de echipe de 82 ca să dau un fundaș cu 80 defending? Bă, și asta e drept, da? Îl mai faci așa de dragul jocului. Îți dă și pachetele alea, poate să-ți pice și din pachetele alea ceva, la asta nu te gândești? Asta nu te gândești, 38 de like-uri ăștia-s băieții mei, vamonos, încă două bucăți. Intră pe pachet repede, intră pe pachet, că se păcălesc repede, încă două like-uri. Hai, tată, 40 și a plecat X-ul. Ești de dimineață? Un pic? Scutură-l, da, scutură-l. Ești de dimineață pe live? Nu, mă, nu sunt pe dimineață. Nu sunt de dimineață, Lucică, cum să fiu de dimineață? Chiar mă gândeam la tine și eu mă gândeam la tine, frate. Mă gândeam la tine și la bani. La tine și la banii care intră luni, bani, bani. Așa. 3 luni? Mamă, 3 luni membru de Champions League, tău, frate. Salut, Luciane, te pup. Te pupăm, Luciane, încă două like-uri și hai mă, dă-i, că nu mai facem. Dă-i, să-l vedem primul. Zang. Oh, Vini. Bine-s. Ai văzut care era lui X-Breaker? Am văzut-o, frate, mă uit cu Antonio mereu. Uite, bă, că e, bă. Vezi că a picat bine, nu rău. Ce goșar, cum stai eu pe spate? Te pupăm, Mirele, te pupăm, bine ai venit, frățior. Bine ai venit. Ce? Adevărat, și că asta e porecla la fundașul stânga, ce? Am văzut să nu cadă, dă cu josul. Că am deschis în pachet. Mamă, Future Star. Mamă, poate ne pică și nouă Future Star în seara asta. El vrea pe Enzo. Ce? Enzo Fernandez, dacă e bun. Mamă, ai un pachet? Hai, deschide-l și pe ăsta. Dă-i. 40 de like-uri, mulțumim frumos pentru 40 de bucăți. Mamă, și n-am dat share-ul, n-am dat nimic. Mamă, un membru cadou de la... Andrei R. a păcălit membru. Nu pot să cred așa ceva. Cine e Andrei R.? Andrei, e omul meu de pe chat. Daniel, vezi ce mai zici? Ți-ai slut și Daniel, vezi ce mai zici? Da, mă, 550 de jucători, 50 înapoi și un jucător de mare angajament. Mamă, adevărat, 550 de jucători. Ferească Dumnezeu. Băiatul ăla e Romeo Surdu? Cine, mă, frate? Da, ca zici? Ne țin deschis și mie un pachet 84-20 vreo 15 minute? Bineînțeles, Andrei. Oh, asta voiam să aud, sincer. Bineînțeles, abia aștept. Am vorbit cu Reluci că lucrează intens, Doamne ajută, frate. 6=21. Ce înseamnă asta 6=21? Că nu mă prind. Ce înseamnă 6=21? Nici nu aveți că un băiat a intrat de la cineva. De la mama lui, cred. Păi da, știu. Dar nu văd... Mersi, Alex, să dea Dumnezeu sănătate. Weekend League, ce zici faci astăzi sau mâine? Weekend League, ce zici faci? Mamă, iar vorbești de pe voce? CC6, gard Dybala 21, păi ele fundaș stânga, acum Dybala 21. S-a intrat mama lui. GG, te pupăm, mulțumim frumos pentru membru cadou, Alex, respect. Așa, stați să mai vedem aici până una alta, să facem intro așa, să vedem dacă se mai anunță ceva. Sorting the couple of people, așa, pachet, Samira, X3 de dalu Samira.
X-Red a dat lui Samira apreciere. Bravo, X-Red. Așa, mai departe. A dat gol Binoy Gittens ăsta. Mai e Sports Wishlist ăsta, 0-0 quit, așa că e așa auto delete experience, 3 minute așa. A game mode, I don't need to sweat every match, promo cards, champs rewards. A, ar fi Caterinca promo să se bage la știi? Lasă-l puțin și pe fratele Aga să vorbească, nu doar tu. Ai, no, e prea târziu pentru mine. E prea târziu, trebuie să se mai obișnuiască și el. Chelsea have conceded așa, bam, 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 badia și... E Caterinca, l-a făcut cineva pe Keteler. The Keteler. Ai făcut ceva win-uri? Unde? La mine pe cont? Eu am 5 cu 2 și Aga are 11 cu 4. Bine, puteam să am 7-0, dar n-a fost să fie. Benedel vs PSG, adevărat. Adevărat, ce rezultate au fost azi, băieți? Că m-a lămurit cu jocul. M-a lămurit cu jocul, e senzațional. West Ham 1-1, Arsenal 1-1. Mamă, 3-1-1, Crystal Palace. 4, Newcastle, Bournemouth. 1-0 Clermont cu Marseille. Marseille ăștia vezi că se duc și ei bine, am impresia. 2-0 Atalanta. Nu cred. Mamă, Marseille 49 de puncte la 6 puncte de PSG. Aș vrea să ia campionatul. Marseille, sincer. La 5? 5 puncte, scuze. Nemții, pot să-ți dau un 84-20? Dați-mi share pe băieți. Aveți PSN-ul, aveți în descriere, nemțanul cu. Când aud din astea, parcă îmi vine un chef așa să deschid pachetele. Alo! Chiar ne era dor de un fluier sălbatic. N-ai pus microfon, dar de asta ar fi de acolo. De asta, dai seama. 2-0 Atalanta cu Lazio. Real Madrid a câștigat campionatul cluburilor 5-3. Cine a marcat? Vinicius Valverde, Benzema, mamă, Valverde dublă, Vinicius dublă și regele Benze. A început Aga fluierat-o, chiar mi-era dor. Uta i-a bătut pe Botoșan 3-1, mamă, Craiova i-a bătut pe CFR Cluj 2-0. V-ați uitat la meci? Până am fost până în oraș și n-am văzut. O să avem un nepoțel. Ce nepoțel, mă? Miroslava l-a bătut 3-0 de la el, de la Aerostar. Și mi-a zis ceva sus. Ai zis ceva 2-0, a bătut de ăștia, am văzut. Ce nepoțel, mă, frate? Că nouul lunge. Bine, da. Bine, da. Bine, da, frumos. Are mai multe lângă aminti. Da? Da. Și nu ți-ar fi rușine? Chiar nu ți-ar fi rușine un pic? Așa, deci CFR Cluj, a venit fluierul. 51 Faru, dacă bate Faru se duce la 4 puncte de CFR Cluj. Interesant. 45. FCSB 44, dacă bat fac 47, trec pe 3. Interesant. Face Radu Banci edite specială dacă ia Marseille campionatul. Craiova doar FCU, adevărat. Mai șmen chiar Craiova ăștia. Da. Îmi plac mai mult. Da. Din doi oameni abia fac unul să prindă o glumă. Mă, nebunule. Sevilla a bătut 2-0, Bilbao 2-1. Interesant. Niște meciuri de mare angajament. Mâine avem, mamă, Leeds cu Manchester. Iar joacă, bă, dar de ce joacă United mereu? În interval de 200 ani a jucat cu Leeds, joacă iar cu Leeds, a jucat cu Crystal Palace, a jucat iar cu Crystal Palace. Au zis că e tur-retur. Păi da. City cu Aston Villa. Ce mai avem? Un derby ceva? Napoli Cremonese, super derby. Voluntar cu FCSB, îi bate voluntarul de la sare, bate în cap. Așa, Barcelona Villarreal, dacă bate Barcelona, ceau ceau Real Madrid titlu. Și cam asta a fost. Câți oameni suntem? 26 de oameni, 45 de like-uri. Hai să facem și noi 50 de like-uri, domnilor, dacă sunteți voi de treabă. Vi-l las aici pe Antonio să văd ce... Hai că vin. Ce? Intră la tine, eu dacă vin în fel. Chiar a plecat, vin șerpe ceva. Mirel a oferit cadou o calitate de membru. Te pupăm, Mirele, te pupăm. Mamă, îți place sticker-ul? Redix a primit calitatea cadou de membru. Te pupăm, Mirele, mulțumim. Mamă, doi membri deja a dat special. Mulțumim din suflet. Păi e de dimineață. Avem un share play? În 5 minute îl termin și mai era cineva. Cine mai era cu un pachet? Respect, te pup, Sebi, te pupăm. Bine ai venit. Bună seara, băieți, bună seara, Bogdan, bună seara. Tu începi să bubui cu YouTube-ul, brodere? De ce zici asta, frate? De ce zici că încep să bubui cu YouTube? Am făcut doi membri? Ești bani, frate, ce sume îmi tu canalul ăsta. Adevărat. Ziceți, mai e cineva sau așteptăm 5 minute? 150 de like-uri, mă lasă nemții până ce melodii vreau. Da. Membrii bani avioane, da, ești nebun. E ceva... ceva senzațional. Dacă mi-au plătit mie taxi, n-ai văzut ce gol? Să vin de la Piatra Neamț acum să fac live. Uite ce gol i-am pus. Uite, tată. Dacă nici golul ăsta nu-l facem, înseamnă că nu mai facem niciun gol. Ești nebun să facem și noi bani de ușa aurumica la Matu. La Matu, în Piatra Neamț, luni. După 200 de cantoane merităm și noi, nu? Merităm și noi, zic și eu. Doar zic, nu dau cu parul. Așa. Desktop, bun. Salut nemții și Antonio, salut Cătăline, salut. Salut, te pupăm. Te pupăm cu drag și respect. Așa, trebuie să dăm și noi niște share-uri, salut, așa.
bagă-te la un meci, da. Când dau eu niște share-uri, bagă-te la un meci. Dacă promovăm ăla după fratele Cosmin Ghiera, merge. Cosmin Ghiera e ăla cu... ăștia sunt băieții mei și o inimă de lei. Și că se știe cu Lucigă, cu el. De la care cântă? Da. E, da. Da, mă, frate. Am și eu pe cineva. Da, 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 da. Ia, stai, de fapt nu mai pun, las. O punem la 100 de like. După așa, ora 12. După ora 12. Intră pe PS4 aici frumos. Ca să fie treaba, treaba, PS4. Intră pe PS... Așa se cheamă scena. Aveam PS4. Așa, ca să dea drumul Antonio la un meci. Vreau să comentez. Păi, cum comentați? Păi da, dar stai să dau și... Dar de ce, de ce zici de asta? Păi, îmi pare rău, că le era cu suporte. Stai, ce să dau și niște share-uri. Dăm și eu niște share-uri. Mamă, încă un membru de la Alex? Bă, ce se întâmplă? Cătălin, care ne-a salutat mai înainte. Vezi, da, ce înseamnă să dai un bună ziua? Corect. Te pupăm, Alex. Mulțumim frumos din suflet. Să-mi un bună seara întotdeauna. Weekend. Terminăm Weekend League cu Antonio. Antonio Agafiță. Știa să pun pe Butra, baby. Dar de unde vrei să știu? Ești pe unul. Bună asta, da. Bună asta. Bro, 250 de lei la betanul din norocul meu. Dau ție, am și Hisela. Vă pupăm, frate, vă pupăm. Ian, salut, câte meciuri mai ai? Mai avem, câte mai avem la tine? 5. Încă 5 meciuri mai avem la Antonio. Te pupăm, te pupăm, meme, te pupăm. Dacă fi să alegi o echipă de Liga 1 pentru care să jucați, care ar fi aceea? Bă, el alege pe CSB-ul? Nu, am jucat. Ah, ai jucat la junior, mă, boschetarule. Ai jucat și la echipa mare, două ai meciuri. Jucat. Nu erau oficiale, dar... Eu aș vrea să joc la Ceahlăopia de Lanț în Liga 1. Și eu la fel. Te pupăm, Bogdis, te pupăm, respect și ție, frate. Ți dau... Stai că-ți spun eu acum ce să-i dai, frate. Put bine. Butra, copil. Nu-i chiar, e bine. Butra. Butra mid. 90, da? 400 de mii, Hawk. Sau Hunter. Ia de să-l văd eu. Hunter, mă, scolos. Dă-i, frate, Hunter, cum mă zic eu, sau Hawk. Am 14 cu 0 și fac și eu pentru prima oară 20 cu 0. Doamne ajută, frate. Doamne ajută. Un YouTuber de 1 milion fac live din lună lună, iar tu faci 2 live-uri și ai 10k? Păi n-are nicio legătură una cu alta, frate, eu fac de plăcere. Doamne ajută, Bogdane, Doamne ajută să faci. Să-mi dai să-ți deschid eu pachetele. Încă 4 like-uri, să facem 50, bă, amănus. Hai cu 100 de like-uri cât mai repede. Să joc cu Butra Striker și-l duc pe Smolarec aici? Sau să-l las așa, dacă tot am început? Nu, scoate-l pe Rivaldo și joacă cu Butra, eu așa juca. Nu, nu, lasă, Butra intră la pauză, de la. Și Nicușor Bancu-l bași pe la pauză? Da, el mereu intră. Da? El mereu intră, a zis. Mersi, te pupăm, mă, te pupăm. Ce părere au de echipa mea? Ce părere aveți de echipa lui Aga, băieți? Da, cât e? Așa de scump era? Sau o crescut? Crescut, nu? Rivaldo e 2 week, bro, Butra e peste, după părerea mea, asta zic și eu. Nebunia Nestala, bă, mi-a zis Aga că e bun rău de tot Nestala, sincer. Ai zis că e senzațional, nu? Bun. Nu, n-am mai prins niciun fundaș, nici o FIFA să joace așa bine cum joacă pe asta. Ia uite. Hai 10 gata, azi. Așa, bun. Uitați aici regele. Uitați regele. Regele României. Așa, stați așa să dăm niște... să dau și pe FIFA România și astea. Și nu la treabă. Vreau să zic că faci două live-uri între zi? Da, 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 am înțeles, am înțeles. Și mâine dimineață o să facem și mâine dimineață live, băieți. Mâine dimineață la ora... Antonio Agafiță. Mâine dimineața la ora... Pe la ora 11 cred că o să facem. 10-11. Am văzut începe meci. 11 cu 2 are Aga. Hai, toată lumea, susținere. Susținere când dau eșeruri. Canteu, Winter Wildcard. Pe ce cameră? Canteu, Winter Wildcard în loc de Renato când o să aibă coinci. Așa, FIFA România, FIFA București. Hai, Antonio, hai. Imediat comentez. Stai așa să comentez eu meciurile în seara asta, băieți. Mâine am meci, sunt în primul 11, foarte bine, frate, la ce echipă joci? Îți dau partii intri după meci, bineînțeles. Bineînțeles că da, Joao Cancelo. Joao Cancelo pe partea dreaptă, face un fake shot și încearcă să intre cu mingea, dar... Da, te văd de la răgălia mea de PS4. Mamă, stai că el joacă pe PS4, mă, frate. Și acum e pe PS5, trebuie să se adapteze un pic, băieți. Un pic de cu camera asta. Și un pic de cameră, da, e un pic mai greu, dar o să se adapteze pentru că este un jucător foarte versatil. Mâine vii și la mine pe cont? Păi vin, dacă ai pachetele deschise, bineînțeles că vin. Dacă nu,
bagă-l pe Olgen, păi trebuie să descarc ca să-l bag pe Olgen. Și eu mai ok așa, mă, că se învață. Ați liniștiți că e pro player, Antonio. Doamne! Am umplut patratul. Bă, și rău, gata cu limbi. Mă, gâdil în... Bă, dar ce aveți, mă, cu polonezii aia? Că eu nu înțeleg, Andrei. Așa de toxici sunt polonezii? Că mi-am mai zis cineva astăzi pe live. Eu sunt în Moldova și sunt echipe diferite. Unde sunt? Am rupt un joystick? Mamă, nu pot să cred. Așa, cred că am dat peste tot pe Facebook, trebuie să dau și pe Discord. Pe Instagram până acum o postare. Mamă, live pe TikTok când vreodată, am uitat. Am uitat să fac live pe TikTok, băiți. TikTokulos. Eu ți-am zis foarte tot, tu mi-ai zis, Mirele, da, adevărat. Adevărat, adevărat, adevărat. Am făcut și noi 100 de like-uri sau n-am făcut? Ziceți repede. 49 de like-uri, hai să facem 100. Pe TikTok, FIFA 23. Bam, 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 bam. Așa, ca să fie treaba. Intrăm direct în pâine. Direct în pâine intrăm, go live. Enzo, care e Enzo fiul ăla? Țin minte că stăteam în bende și combinam. Aha. Sunt prea toxic, se bucură la străluri, joacă numai pe constant pressure. Încă un membru de la Mirel, te pupăm. Mamă, Mirel și cu Alex au pus pe noi țara asta. Au câștigat la pariuri, amândoi cred. Di Maria apără foarte bine Martinez, Vaboros, Bogdan Mihai. Nu poți să te custom 15 cu 5? Păi tu pe ce joci? Dă-i pe default dacă nu. Ce aveai tu setată? Pe asta joci tu? Doamne ferește, mai probleme. Nu poți să te cucești pe camera asta. Ce așa într-o parte? Păi tu nu-i asta, nu-i telebroșca asta. Ba da. Păi înseamnă că e default. Hai, ți-ai pus bine camera. Pe ce loc sunteți în Liga 3-a? Bă, momentan pe 4. Dar o să fim mai sus la final, zic eu. O să ne batem la promovare. După, din punctul meu de vedere. Bă. Asta mă joc eu acasă la mine. Doamne, ce cameră. Ziceți în cea dacă e urâtă sau frumoasă camera asta, vă rog eu frumos. Ai noapte bună, noapte bună, Rareș, noapte bună. Salut, Bogdan, pe TikTok, te pup. Te pup, te pup, frate, te pup. Așa, bun. Vrei să joc eu până te obișnuiești un pic? Nu. E adevărat că te transfer la Somos Politicieni, am venit că au venit câțiva negri de 2 metri și e tot ce le trebuie. Asta e Patrick. Patrick? Da. Nu știam de unde să fac legătura cu unul cu altul. Ce ești, mă, Patrick? Nu știu, vedem luni ce se arunc. Dar și eu acum eram de cot, care m-a auzit? Da, mă gândeam de unde s-a auzit așa de repede. Ce cameră e? Nu știu ce cameră și-a pus. Numai el știe. Telebroadcast 13 cu 8. N-am mai văzut în viața mea. Te pup și eu, Luca, te pup. Vă salut pe toți de pe TikTok, domnilor. Nu poți să dai gol pe camera asta, oricum stai liniștit, trebuie să fii conștient că n-ai cum să dai gol de pe camera asta. Eu nu cred că te joci așa ca să fii. Eu nu cred că dacă deschidem acum peste 4, ți apare ție camera. Așa e editată cu custom-urile alea? Joacă pe contul meu, nu joacă pe contul meu, joacă pe contul lui. Și are 12 cu 4. 11 cu 4. 12 acum se face. Aoleu, dar n-ai fost live și după amiază? Ba da, frate, da, ba da, și o să fim și mâine dimineață. Mbappé, numărul 3. Încearcă o pasă, dar Mascherano se opune. Intervenim cu un comentariu pentru că este minutul 34 și nu vedem nicio modificare. Azi ne-am dat de tine prima dată și îmi place ce faci și mă uit la live-ul de la început până la sfârșit. Te apup, Raul, mulțumesc din suflet, apreciez, frate. Apreciez. 12 acum. Îl avem pe Pedri de la adversari. Ce joc, nici nu pot să-l comenteze, ești nebun. Gavi, care joacă în mijlocaș de ata, pasează până la Enzo Fernandez. Mingea se deviază până la Messi, care șutează cu dreptul. Să nu s-a vorbit.
că îmi place situația. Mâine faci live? Da, frate, fac live mâine la ora 11. Mâine la 11 dimineața avem live-ul de live obișnuit de la nostru de duminica, la 11 dimineața, când bem cafeluța împreună și ne jucăm la Weekend League și facem de toate. Asta mi se pare slab tare, nu știu de ce. Dar poate doar mi se pare. Asta ce, oare, nu tu, el. Mamă, dar cel lea pe ăsta, te-a pop, X-Red-ule, te-a pop. Uite ce preluat, ce ciudat e, doamne, nu mi-aduceam eu vechitura asta. Avem pe Roberto Carlos, care pasează până la Smolarek. Smolarek îl angajează pe Kylian Mbappé. Mbappé încearcă un dribbling, dar este blocat, mingea ajunge la Roberto Carlos, care încearcă o pasă. Tristă e viața, bă, dar nu mai, de ce ești așa de supărat, mă, frate? Vei încerca să joci la Liga 2 sau rămâi la Liga 3? Sper să ajung la Liga 1, Andrew. Faceți-vă că n-ați văzut această schemă, băieți. Bogdană, 29 de GG-uri, te pup, Bogdane, mersi mult pentru cadouri pe TikTok, brodere. Am 16 cu 0, bro, ce ești să mă oprești și fac restul mâine sau tot acum? Bă, ar trebui să te oprești, să le faci pe restul mâine, zic eu. Poate ai noroc și îți mai donează cineva mâine sau ceva. Garincea pe partea dreaptă. Gundogan până la Roberto Carlos, care urcă foarte bine pe partea stângă. Încearcă să întoarcă mingea. O fetă foarte frumoasă din partea lui Roberto Carlos. Nemțică, X-Red s-a retras din FIFA, de asta e trist? Cum se retragă, mă, frate? Tu ești Cristiano Nemțal 2, da, frate? Nu vrei să joci eu repriza a doua? Hai. Dar vreau să-mi dau camera aia înapoi. Dar nu mai știu care era. 8, 15. Da. 15 cu 5, da, pe opera. Gata. Hai să vă arăt, băieți. Care e tactica cu 2? Cu 2. Asta e tactica. Cu 2 atacanți. Asta e? Și atac în defense. Acum o să zic că băiatul ăsta. Mamă, i-a luat frate, care e mai bun joystick-ul. Știi cum zice și noi? Știi cum zic eu? Mă bate unul tare. Da, așa am pățit, am luat 5-0, 5-5. Și eu m-am gândit că o schimba cu unul. Ia să vedem ce pot băieți. Ce pot băieții lui Antonio, l-avem pe... Ma... Rivaldo, pe partea stângă. Mamă, nu te-am mai văzut de la FIFA. Nu știu, se mișcă foarte ciudat. Ce somn a luat? Renato Sanchez. Până la Jerzy Garincha. Garincha mai departe pentru Smolarek. Smolarek încearcă să dribleze, dar... Nu reușește, din păcate. Nice. Ia să-l văd și eu pe Nesta asta pe care tot îl lauză. Rival, Smolarek, offset. Trebuie să mă învăț un pic cu ei, că nu știu cum să-i abordez. Nu-s timiz, dar dai seama că trebuie să știu. Salut, frate, salut. Te pup, NJ, te pup. 5 cu 1, puneți 11 cu 2, vă rog. Sau cu 4. Cât ai, mă? 11 cu 4. Maa. Puneți 11 cu 4, vă rog eu, că e 11 cu 4. E pe contul lui Antonio. Oare, l-are pe Enzo ăla? Nu știu. Oricum față de la tău. Nu e așa mare șmecherie, dar e de la Chelsea. Are plus 1, 2. Dar de ce trece așa? Smolarek, ăsta poate ceva? Of, of, of. 11-4, așa. O pus? Eu vreau să trec. Da. X-Red no. Dar X-Red e supărat, demoralizează total. 15-5 mi-a dat. Bun, Rafine. Bun, bunișor față ce a fost la Team of the Week. Nu mai... Hakimi e asta, cum ai vrea să-mi vede. Roșu. Ar fi bun. Ia uite toporul. Sau dacă nu, o să-mi dea... Nu știu că tot vreo 3 milioane să-mi vede. Câte să știu ce o să ies o seară faină? Bă, nu mai fi copil. Eu glumesc. Mie mi-a dat Hakimi roșu. Luca 3. Bravo. Să l-ai făcut. Bă, fără de... Nu, dar ceva nu-mi place. De două ori, auzi?
Acum mai zi, mai zi de două. Acum chiar că să-l ai în ciorbă. Să-l ai în ciorbă, pe Hakimi. Mbappé, Mbappé, 1 la 1, Mbappé, Mbappé încă o dată, foarte că ai fost, Mbappé, Kylian, salutări, Alex, Mbappé, dar sunt foarte creștit, tac, ce ai, balance? Făcut-te de pe YouTube acum vreo 6 luni, de la Obi, de la Obi, cred că de vreo 7 luni, sarea din FIFA 21 le-am pus. Care-i mă aia? Fați build-up, fați build-up, direct. Da, bă, le amestec din tu. Lasă-mă, frate, să-mi fac talentul. Și care-i Benzema este? Team of the Year, care? Serios? Da, dar de 3.000. Da, dar mă terzi mă la regbandă și bagă-l pe... Butra? Butra. Și la mijloc, în loc, dacă poți să-l bagi. Bă, ne-ți-o supărat că nu pică, că nu pică Enzo? Mamă, dar nu știu dacă s-au făcut schimbările. Bă, da, hai. Aoleu, nemții pe live? Da, Mihăiță, da. Live nocturn, trebuie să-l întorci. Bă, stai mă, țărănuțule. 58 de aprecieri, prea puțin. Hai cu 100 de like-uri, băieți. Ouleu, Gündogan, 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 Gündogan! Centrează pentru Mbappé! Ce centrare idiotă! Da, nu, știi, ați speriat. Că alții poate, nu vreau. Haide, băi! Jocul nu l-a pus mă lor. Eu nu știu ce rezerve. Toate sunt împrumutate. I-a luat ca să-i cresc. Mbappé. Mbappé intră care? Mbappé exterior în mână. Mbappé plonjon cu capul. De ce iau ăștia plonjon? Hai și pe victorii trebuie să facem, nu? Ca să fie mai bine. Da, logic da. Nu, la premier. Că nu știu dacă faci 12, mai bine, nu? No, asta no. Asta vreau să zic. Culibale, ori amingea, ori faultează. No. Te pupăm, Alex Vitila, te pup! Mamă, chiar în seara asta te-am pomenit. Mijloc! Chiar în seara asta te-am pomenit că am trecut pe lângă Ramada, la, în fața la Palace. Mi-a dat gol cu Cordoba. Legale, oricum. Ai fără grijă. Dar nu. Dar du-te, doamne, mamă, iau net. Mbappé. Dar n-ai încredere să tragi cu Elena. Dar ai încredere că ăsta o bagă, chiar dacă nu crezi. Da? Da, mă, tragi. Ce faceți cum sunteți după cantonament? Încărcați la maximum. Și bă, încrezători pentru un viitor mai bun. Al țării. Bravo, Nesta. Copt. Copt. Cine e la Jordi Alba? N-are nicio șansă. Ce se chemă? E bun, e? Ce faceți la 12? Cântăm la mulți ani. Ce e, Revelionul sau ce e la 12? Nu. Asta mai era. Asta mai era. Asta era, uite, simt pe live, ziua îndrăgostiților. Era super. Haide băi, n-am niciun plan frate, eu nu sărbătoresc Dragobete. Da, dacă facem golul de azi. Hai să faci cu... Vai mă, iau nervi. Mamă, e 87, nu pot să cred. Un atac îmi trebuie. Un atac îmi trebuie, te rog. Îți o pune la jumătate și pe aia. Hai, dar nu fă de astea. Haide, bă! Mamă, ce aș vrea să-ți recuperez, sincer. Eu? E noi, noi. Da, da, eu. E ultimul atac, nu ai nevoie. Fără presiune. Vai, ce m-am enervat. Mâine e Dragobetele pe 14, frate. Eu zic să faceți live la 12 ore, cade mi-o veni, voi promova și așa ne vedem sezonul viitor. Nu, am trecut azi prin față pe la... Prin față pe la Ramada aia. Prin față pe la Ramada, în față la Palace și ne gândeam, ia uite-l mă pe Alex, hai să vorbim. Am zis că hai să-l sunăm pe Alex, poate are vreo combinație pe cine dă și nouă cameră. Dacă toți suntem singuri. Te pup, te pup Antonio, te pup și eu frate, te pup și eu. Forța Ceahlău, te pupăm Luca, te pupăm. Te pupăm. Ce faceți? Uite-i jucăm la Weekend League. Avem vreun share play să intrăm la noi.
cred că avem la mine. Avem șerpe la mine, avem șerpe la mine pe comp, băieți. Mi-a dat cineva șerpe. Te pup, Mihai Constantin. Salut. Salut, frate. Salut. Vă salut pe toți cu drag și respect. TikTokulos. Da? Pe 14 Valentine's Gay, dragobetele pe 24, corect, Andrei, corect. Mare dreptate ai. Mare dreptate. Asta zic și eu, dar nu mă înțeleg, băieți. Nu mă înțeleg. Ați avut vreo ofertă până acum la Penny și la Profi? La combinația asta trebuie două camere cu o cameră cu o cameră de combinație dubioasă. Adevărat. Adevărat. Adevărat, dar nu puteam să o dăm așa că 11 cu 5. Ieri am luat PL 98 cu bani. Mamă, înseamnă că ești milionar în euro, Mihai Constantin. Păi cât e PL ăla? 74 de milioane de euro, cât e? I just want to... Bravo, bă, n-ai bot, ești deștept? Ce a zis n-ai botul? Așa. E vreo 5 milioane. Stai așa un pic. Ține tu acolo, da? Stai, o să-ți apoi. Shiro! Care e Andrei de aici? Yes, să vedem Andrei, să fie într-un ceas bun, să fie Enzo, să fie Musiala, să fie cu Doamne ajută. Ce faceți, mă, n-aveți somn sâmbătă seara, nu sunteți și voi ieșiți cu o domnișoară seara undeva, stați pe live la noi și vă uitați. Doamne, Doamne. Șmecher, hai. Salut, ai ajuns vreodată în top 200? Top 200 ce la Weekend League? Păi ce mai e top 200? Era la 21, la 2, la care era top? 0000, vă iubim. Cine îmi dă like? Dați like, că nu vă mai iubim dacă nu-mi dați. Cine îmi dă like, mama lui nu-i ortodox. Și să vedem, noi controlăm? Hai să vedem, prima oară vreau să-ți văd de echipa Andrei. Noroc! Avem regele Gică. Un curtoa care nu are chemistry. Romero, wow, vedeți și asta e dimisiunea. Ian Șastec. Ian Șastec, frumos. Unde este nemția? A venit, frate. Nu mai las stânga, mă, gogoșari. Mamă, am plecat un pic și 300 de am minute. Plecat un pic și nu mai e în cap la mine, în casă, camere, ești nebun. Rolien, mamă, asta e echipa ta cu Miacate și cu ăștia? CFME? Cresel, super. Super. 70 de like-uri la 7, dă să vedem pachetul. La 70 de like-uri deschidem următorul pachet. Bă, de ce i-ați dat? Unde ești? Unde e Luca? L-aș sters? Unde e Luca? De ce dai tu banuri la mine pe canal, Luca? Ia du-te și tu. A doua oară ți-a plecat membru, ți-a plecat moderatorul. Sincer să zic. Că cam dați banuri, aiurea. Opa, bună seara, te pupăm, Șerbi, te pupăm. 84 ori 20, 70 de like-uri și a plecat X-ul, domnilor. A plecat direct X-ul. A venit kid-ul meu, cânta și el CFM de la Țancă Uraganu și l-a aruncat în aer, Luca. Omul meu, Luca, care s-a băgat el să dea banuri, nebunul. Așa, 65. Bă, dar nu-l înjura pe Luca. Hai că-l înjur, și înjur eu. Am intrat și pe YouTube și pe TikTok, te pup. Am intrat și pe YouTube de pe TikTok, am înțeles. Te pup. Credeam că vorbești cu mine, nu cu tine, frate. Zici și eu, da, bani. Păi asta mă întreb și eu. CFM. Că-ți spam agent, da. Ai așa e melodia. Dă-ți bani și tu, că CFM o cântă Biju. Biju, dar nu țancă. Deci, îmi cere 1000 de euro. Ți-o dată bine. Îmi cere 1000 de euro, corect. N-aș da dacă aș putea, n-aș da. 65, hai dă-i. Dă-i că nu face 70, că v-au dat băieți. Hai, da. Vrei să accendi din ăla reveal cu pisicuța? Hai. Mai bine, nu? Da. Băgăm pisica, băieți. Hai, dă-i, mă, oprește-ți monitorul și tu. Cine e? Gata. Dar nu mai știu la cine e. La Andrei, oprește și tu. Andrei, oprește monitorul. Oprește monitorul, Andrei, când ți-ai oprit monitorul a plecat X-ul. Băgăm pisica așa, când ai oprit monitorul a plecat X-ul direct. Unde? Nu mai văd chat. Gata, gata, l-a oprit. Gata? Stai. Dă-i. A plecat. Gata. Ma. Mamă, tată. Te dau X. Stai așa să vedem și noi chat. L-am oprit, perfect. Perfect. De la dreapta la stânga. 84. Asta e 84 plus. Da. 84. Ia, lasă-mă și pe el. 85. Deci ce trebuie să fac? Să dai click, să dai stânga așa. Așa. 85. Da. 2,
6. Mai avem 6. Nu? Da. Stai să fac o cruce? 86. Gata. Bine. Hai, du-te în sus. Te rugăm noi, Future Stars. Sau Icon. Mă, mă, poate să fie și Icon. 86. Hai, te rog frumos, mai sunt 4. 86. 86. Încă 2. 80. Bun. 88. Mai e unul? Da. Da, că trebuie să fie mai mare unul. Colorat, te rog eu. Inform? Ce este? Da, nu, e mai mort. Nu, nu. Rafinha! Bine, vezi că e bine. Antonia Totiu, oh, te pupăm, jicule. Ce faci, mă, viață? Unde mi-ai dus aia? Unde ai dus-o? La polul nord ai dus-o, unde? S-a băgat la creat, nu mai am poza, băieți. Nu mai... Mamă, mi-a dus-o la polul nord poza, nu mai exista poza. Nu mai exista poza în galaxia asta. E win sau lose? Jicu! Jicu! E win sau lose, băieți? Merge? Denții și agafiții cum mai bun decât ăla de la Mac? Păi s-a scumpit rău de tot ăla de la Mac, nu mai e pontă. La noi aici ai pe ieftinac. Nu mai e pontă, a zis. Mi-a dat Valor World Cup, e bun? E win? E win, frate, Valor. World Cup, câte? E Rafinha, scump, nu? E ok. Da, e că e ok. Da, nu, a fost cam mărtăciune, pare. Hai mă, că e ok cu Rafinha ăla. Eu zic că îți faci treaba cu el. E ok și eu zic că e decent. Și eu zic că e decent. Încă 4 like-uri să face 70, vamonos. Și niște tap-tap-uri pe TikTok vreau să văd și eu. Dacă nu vă supărați. Rafinha, Ter Stegen și aici avem 2. Rafinha, Ter Stegen, ca să faci link în 3. E bun, mă? Și eu zic că e bun. Ca salva Rafinha, da, 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 clar. Clar a salvat Rafinha pe Costa. Și cred că îl bagă și în echipă, nu? Vamos, te pup, Alex, te pup, vă pupăm pe toți. Deci pune mutăm Brulin, atacăm sau cum? Mamă, e 1 milion violări pe PC? E bun, mă, e bun, e bun, e bun, e bun. E lui, se putea mai bine, e 1 milion? Cum adică e lui, se putea mai bine, e 1 milion? Păi putea să-ți dea și... Vai mama lui. A, are ăsta. A, dar are și ăsta. Nu, duci pe Brulin în locul în Neymar. 4-4-2. Te vezi, Neymar? 4-2-4, frate. Așa, stai pe Tiago. Da. 4-2-4. Stai așa că mă bat la creație. Salut, X-Prose, salut, salut, te pup. Niciodată nu știu cum e 4-2-4, l-aș și mereu în spate. Niciodată nu găsesc. Asta-i. Asta-i tată. 44 de persoane și 68 de like-uri, adevărat, nu prea sună bine, nu? Pe Gică, bine, trebuie să joci pe Gică, să consiliem. Eu, bine, Thiago, n-are ce să caute la fotbal. Sincer. În FIFA n-are ce să caute Thiago. 61 pace. Poate să ducă maxim până la, până la magazin. Bun. Hai, că eu zic că e win. Eu zic că e win, las că o să-i dea el. Bine, nici cu băieții ăștia nu prea. Bă, dar tu chiar tu chiar joci cu băieții ăștia? Ai boală pe tine să joci cu tu chiar joci cu Niacate ăsta 79 pace? Și cu Creswell? Mamă, Creswell. Nu prea îți place să câștigi, e? Da? Mamă. Bă, el vrea din alea, Jos. Ia pe 3, dar îți dea 4. Ia și tu, uite, în echipa asta e un Mendy care e ieftin, fundaș stânga, că l-ai pe Courtois. E un Militao sau un Rudiger aici, fundaș central, care tot trebuie să fie ieftin. Și e un Hakimi, ca să-i dea lui, să-i dea lui Neymar. Sau poți să ieși un Nuno Mendes aici. Și e un Militao aici, că pentru Courtois mai ai. Faci challenge cu joacă cu cei pică în pachete? Cum adică? Cine să joace cu ce pică în pachet? Păi noi abia putem să facem win-urile cu echipele noastre, dacă mai facem și cine joacă în pachete. Face el. Face challenge joacă, am înțeles, am înțeles. M-am dus pe Pilip, vezi că mă superi, Luca. Vezi că mă superi și nu-mi place. Uite, Bogdan, ursus 18 și gata, mă. Păi fă, păi fă 20 dacă tot. Fă 20 dacă te-ai băgat la creație și dăm să deschid direct. Uite, și mai avem și la Ditac. Cred că pachetele. Vă pup, nemții, mă bala somn, succes la live, ceau, noapte bună, te pupăm, Șerbi, te pupăm. Somnic odihnitor. Somnic, spor la somnic. Avem 7 puriși pe un picior și unul pe lună, să spună noapte bună. Mâine mai dau, mai fac două canale de crocobauri, bine, frate. E bun Șerchi? Bă, e bun, e 5 cu 5 ăla, nu? Sau 4 cu 5? Ceva de genul. O copile că a spumat că după nu face nimic moderatorii, o copile, mai ușor cu ho... Bă, dar tu cum vor... Stai să stai că nu știu dacă zici de tine. Ba da, de mine zice. Luca? Da. El vorbește cu mine, cu hocopile. Auzi, ascultați-vă și voi, dați-vă și voi seama. A prins putere, bă. Cât țineți live-ul până dimineața? Bă, nu chiar. Cancelo OP sau Kite World Cup pe KM? Kite, eu zic. Eu zic Kite că pe Kite l-am jucat și e bun. Cancelo ăla nu l-am jucat. Dar Kite ăla e chiar bun.
Are și moderator, mai are și moderator, îl aruncă în aer, rău de tot. Can you join the share play? Ce e share play-ul ăsta care nu merge, băiți? A cui e ăsta? A cui e Ditac ăsta? Cine e Ditac de pe chat, băiți? Eu? A, și parcă mi-ai mai dat o dată share play și nu mergeam la tine, nu? Dacă nu mă înșel. Ce pachet, ce pachet ziceai că ai? Și 18 am câștigat la penalti cu un noroc. E bine că ai avut noroc. Eu azi am pierdut un meci la penalti. Că am vrut să dau la o născăriță și am dat mare șut pe centru. Bă, aia, dacă nu merge, știu că am mai încercat toată la tine și n-a mers, deci un meci mai prost. Nu prea avem ce să facem. Că nici conturi nu mai pot să mai bag în consolă. Dacă aveți un Xbox, îți dădeam eu 20 de pachete. Păi de unde să mai avem și Xbox? De unde să mai avem și Xbox, tată? 83 double pack și 88. Aia e, frate, nu merge. Avem 4 meciuri. Practic, dacă pierdem unul, putem să dăm meciuri. Da? Păi nu mai pierdem. Nu mai pierdem. A, nici chiar să știu. Jucători... N-ai chiar să câștigi? Vreau să deschid. Păi ce-o dacă nu? Jucătorii mei privatele Messi, dar mai multe prefer pe Ronaldo. Mamă, eroare la creier. Eroare 404. Oprește live-ul. Dă-mi un restart. Dați-mi un restart, vă rog eu frumos, că nu mai înțeleg nimic. Trebuie să mai citesc eu, da. Jucătorul meu preferat e Messi, dar mai mult îl prefer pe Ronaldo. Mamă, dă, s-a abonat cineva, am văzut. Dă Robert. Dă la Musiala, Bogdan. Cine? Bă, la Musiala, băi, din pec de la nivele, bă, mor aici, nu pot să cred, Bogdan Rus. Bogdan Rus, trimite-mi o poză pe Instagram. Dă Robert 08, mersi mult pentru abonare, bine ai venit, dragule. Mamă, eroare, la, eroare 404, așa, a, așa a zis Sorescu, adevărat, așa a zis Sorescu, mă. Parcă. Parcă da. Mă gândeam. A, tu-l vrea pe aia, Ture, păi, da, e greu, mă, vreai. Și eu vreau pe Enzo Fernandez, da. E greu să-l mai și primesc. Jucătorul meu preferat e Messi, dar îl prefer mai mult pe nemții. Asta zic. Love you. Love you so much, man. Stai că-ți trimit cum ți-am dat și cu Jair Zinio. Bine, frate. Ia să vedem. Mamă, ce camera. Este în vețul jos pe camera asta de pro player. Neapărat. Hai cu 100 de like-uri, domnilor. Îl avem în echipament al pe Antonio Agafiței și în echipament roșu adversarul lui RKS, Randy Orton, Kane și Sterling. Roberto Carlos urcă pe partea stângă cu un dribbling extraordinar din partea lui Roberto Carlos. În schimb, o pasă care pune adversarul pe contraatac. L-avem pe Xabi Alonso de partea cealaltă, Payet, care mi s-a părut cea mai mare țeapă pe care am luat-o la FIFA în acest an, pe care, dar cred că l-am pe Payet. Rivaldo până la Smolarek. Smolarek cu o pasă pe sus. Mamă, Rivaldo capă de linie, iese în 6 metri, domnilor. Domnilor, Rivaldo ar că trebui schimbat cu Butragueño, sincer. Rivaldo pasă până la Smolarek. Smolarek în centru până la Mbappé. Kylian Mbappé scapă singurul portarul, să sperăm, dar vine. Nu are cine să se interpună între Kylian Mbappé. Vamonos, vamonos. Bă, Jicule, ce zici, mă, viața noastră? Ce faci, mă, frățior? Ce dor mi de zic. Și mie mi-e dor tare de Violer. Pasă până la dar cine e Alonso? Xabi Alonso sau cine? Violer. Zic că am, când am găsit prosopul ăla cu scria GPP, eu am început cu mama, am găsit adevărat un prosop cu tine și cu și am fost foarte trist. Îți mai aduce aminte golul cu Bacău, Antonio? Ce gol cu Bacău, brother? Jucați pe contul lui Aga? Da, da, da. Are 11 cu 5. Wow! Zi! Faul? No, bă, băiatule! Da, bă, băiatule, băi. Băi, băiatule, a făcut un sombrero de mare angajament. Tu cu cât ai terminat? N-am terminat, am 5 cu 2 și o să jucăm mâine, de la mâine dimineață, de la ora 11, ne vedem pe live. Mamă, uite ce pocneală, pocnitură în fes are Zidane. Călcă Mbappé left winger și bagă Butra că e jale cu Rivaldo, asta zic și eu. Cu aerostor Bacău acum 2 ani, ceva de genul. 11 parcă ziceai că 10, 11 win-uri are, mă. 11 cu 5. Cu aerostar Bacău acum 2 ani. A, da, da, gol cu aerostar Bacău cu 2 ani.
A, mâine, a, ora. Mâine da, mă, la 11. La 10 mi se pare că am să facem la 10. Vreți să facem la 10 sau la 11 mâine? Ziceți repede. Hai că te las, hai. Oh, și iese, bravo. Bravo, bravo, băi, bravo. 12 cu 5. Nesta să înceapă fiesta. Nu se mișcă pe jocul? Nu, 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 se mișcă bine. La 10. Stați așa că punem un pol. 10-11. La ce oră? Da, bine, că eu pot să mă pot și dai pe drum. Să mă trezesc direct în live. Facem sleeping stream în seara asta? Da, dar cum? Chiar nu ceva, n-am urmărit, dar mai văzut momente când donează cineva, țăpă alarmă, da. Acolo faci o dăm tare, dar nu avem boxe, asta e. Salut, MC, ce faci? Te pup, Alex, te pup. Uite, jucăm la Weekend League, frate, tu ce faci? Deci stai un pic, să văd diferență. Noi suntem aici. Primim acum asta. Care e bucur? Credite. Și atunci primim asta. Frumos. Și ce zile? Deci mai avem nevoie de două victorii. Două. Două și un sânge. Dați voi niște tap-tapuri pe TikTok-ul ăla să facem și noi 10.000 de tap-tapuri sau nu aveți chef? Să câștigăm două dintre. Da. 12 cu 5, da. E bine, nu m-am mai jucat din... octombrie. Frumos. Da, dar și când am luat în bateriu. Mamă, joci cu Berlin, băi, ăsta e german. E bine. La foc automat. Hai. Hai cu două winuri, asta zic. Două din trei trebuie? Dacă dă gol, de fapt nu dacă. Da. Este stângașul de toate. Stângaș mă lorec? Renato Sanchez. Renato Sanchez la balon, pasează până la Rivaldo, Roberto Carlos, Smolarek, Rivaldo, Roberto Carlos, Gündogan, Renato Sanchez, gold, Gündogan. Se încearcă o execuție. Una îți mai trebuie pentru 60 că una îți mai trebuie pentru 60? Mai am 3 meciuri și am 60. Păi mai ai 4 puncte, încă 6 puncte poți să mai faci. Două îi trebuie. Două. Ce părere ai de Jepcar? Bă, n-am nicio părere, îl urmăream la început. Acum vreo, acum ceva am bune. Acum nu m-am mai uitat de mult la el. Nu știu, nici nu știu dacă mai face live-uri. Că dacă mai face un win, face 59 de puncte. Ia uite, nu prea e pont. Nu prea e pont. Voi, stai să facem și 100 de like-uri pentru Antonio Agafiței să-l susținem în acest, în acest demers pentru rank, ce rank? 4 sau cât? 5, 4, cât? Smolarek. Stângaciul din atac, piticul stângaci din atacul lui Antonio Agafiței. Îl avem pe Rivaldo pe partea stângă. Pasează în fața porții. Dar Menian intervine cu un reflex. Rivaldo, Rivaldo. Bagă, mă. Ai, 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 ai. Vreau și eu să-l văd că face ceva la echipa asta. Chiar acum a pornit live-ul? Am înțeles. Tot acolo în studio ăla îl face sau face de acasă? Cum e? Eu mă uitam când făcea la studio acolo. Kylian Mbappé. Cum som? Brero. Da, nu? Am crezut că ai 5-4. Ai 5-3 acum am văzut. Ma. Ma. L-a făcut una cu pământul cu Libali pe băiat. Asta înseamnă Team of the Year nume. Renato Sanchez pasează până la Kylian Mbappé. Mamă, dar ce spreluări ne-a asta? Brac, mamă, bun. Mamă, adevărat ai fundaj bun. Da, da, nu, apărarea e top. Dacă ar veni Hakimi. Acum e un gol, că am zis că apărarea e top. Ce Martinez ăsta, îmi place de el. Ești cam rău Luca? E cam gogoșar Luca, da. Din ce văd. Maldini. Jarzinho. Recuperează foarte bine Koulibaly și dă o românească. Ca la Rădăuți. O românească care la Rădăuți în tribună, din apărare. Enzo. Mamă, dar toți adversarii tăi luam pe Enzo? Rivaldo. O pasă până la Smolarek. Smolarek versus Maldini. Se duce foarte bine Smolarek, piticul. Centrează pentru Mbappé, dar intervine foarte bine Menian. Gullit, Pogba și Enzo la echipa adversă, Butragueño, Jairzinho, o echipă de mare angajament. Ce spui de Rădăuți? Că... am zis că așa se dă la Rădăuți, se dă tare în sus. Asta am zis.
Gündogan, Renato Sanchez. Salut Dragoș Mihai, te pup. Smolare, pasă până la Kylian Mbappé. Wow, ar fi fost minunată această pasă dacă ar fi intrat. 0-0 minutul 25, îl avem pe Gullit. Cu o pasă până la Butragueño, dar intervine foarte bine Koulibaly. Garincea pe partea dată, pasează până la Mbappé. Mbappé urcă cu minge la picior, pasează până la Smolarek. Smolarek mai departe pentru Rivaldo, dar Van Bissaka se interpune foarte bine și aduce mingea în posesia echipei sare. Roberto Carlos recuperează, ar fi fost offside oricum. Roberto Carlos pe partea stângă. Hai cu un atac frumos din partea lui Antonio, un atacat cu răbdare din ce văd. Garincea încearcă un dribbling. Ole, toată lumea în chat. Renato Sanchez până la Smolarek. Smolarek îndreptoace foarte bine cu mici care pe nu știu. Penalti! Nemțanu scoate penalti. Nemțanu scoate penalti. Hai de tat. Comentatorul de pe prima. Îl avem pe Kylian Mbappé care extă penaltiul. Paneca! Siui! Comentatorul, bă, senzațional, doamnelor și domnilor. Ia, stai și să văd. Musiala. Este să nu zici că te mint? Mamă, mâncați-o și cum arată. Arată într-un mare fel. N-ai ce să zic, frumos. Frumos Musiala ăla. La tocană. Hai, tată. Hai să facem și noi 80 de like-uri, domnilor. Vă rog eu frumos, nu stați pe like fără să apăsați pe butonul și de like și să vă abonați neapărat. Fault făcut de Kylian Mbappé. Ce caută Mbappé cu numărul 3? Nu știu, asta mi-a sărit și mie în ochi. E superstițios, cred că Antonio. Nu, dar știi ce am făcut? Așa au jucat bine și așa l-am lăsat. Dacă îi schimb numărul, nu mai joc. Sigur. Mamă, Koulibaly mănâncă adversarii pe pâine. Se dă peste cap rău de tot. Renato Sanchez pasează până la Cancelo. Cancelo mai departe până la Garincea. Garincea avansează cu mingea, dar îi opune rezistență, cred că Theo Hernandez. Garincea încearcă un dribbling, dar Maldini se pune ca un zid. Bun, Rivaldo, mereu m-am întrebat, parcă avea 2 foot. E slab rău de tot, Rivaldo. Trebuie să-l bage pe Butragueño la neapărat. Gullit pasează până la Jairzinho. Dar Roberto Carlos cu păr intervine. Din păcate pasează greșit și mingea ajunge la Butragueño. Un topor acolo al Unesta. Nu l-a văzut un arbitru, aia nu e problemă. Îl avem pe Mbappé. Mamă, Mbappé cu o viziune de mare angajament. Mbappé cu o pasă ca la Ruibi, să avanseze în adâncime, domnilor. Joacă numărul meu pe tricot, de obicei mereu tot timpul mă simt ca Mbappé. Butragueño va încerca o pasă pentru Jairzinho. Sperăm să intervină Nesta. Foarte bine intervine Nesta și un ultim atac. O minunăție de dribbling al lui Renato Sanchez. Cum vezi, numai la noi și un ultim atac, bineînțeles, că îi dăm un ultim atac adversarului, că nu se poate altfel. Foarte bine, Nesta dă topor. Toporii. Cred că joc eu. Dăm una cu una. Una cu una? Mamă, am emoții. Te-a lăsat bine acum, dacă pierdem în primar. Am emoții rău de tot. Jocul. Dar joc pe butonul stânga, ce are? Are ceva? Încercăm așa. Hai să vedem ce reușim. Mamă, dar am presiune acum. Oricum, jocul... Păi nu, că mereu când ziceam, hai, nu știu ce nu merge. 74 de lei. Pentru ăla la care ne aflăm. Și acum avem voie să vorbim urât, dacă trebuie de dubi. Bă! Băga-mi aș bani în portofel luni. Dă-i o șansă lui Banc, zice Gabi. Ar merita. Îl băgăm și pe la 2-0. Ce fair play e alea. Am văzut, bro, că nu te minte fratele tău, ai văzut? Am văzut. Musiala. Cât mai e? 2 milioane? Na.
nervos, că trebuia să stau tot eu și după jucam meci cu un meci, că s-a obișnuit pe adversar. Deci da, așa îi dăm brain damage. Acum să nu mai înțelege nimic. Știi ce se întâmplă. Smolare, smolare. În duel cu Maldini. Butra. Smolare. Giundo. Mbappé. Cine-l trage? Era? Cristiano. Și Gullit. Al, ți-am zis, Gullit e toate. Pentru Butra, Butra. Koulibaly îl omoară acolo. Oricum, băieți, dacă vreți să simțiți un adevărat fundaș, nu s-a mai văzut în nicio altă FIFA, Nesta, Team of the Year Icon. Credeți-mi, e pomană, 1 milion pentru el e pomană pomenului. O pomană, două pomeni. Pomenului. Mbappé, Mbappé ia prin plan, Mbappé singur cu portarul, Mbappé, scăriță, Mbappé, apără. Da, ce scăriță leșenată, da. Nici n-ai zice că e 1 milion jumătate. Acolo Butraghine combina bine cu Gündogan, Gündogan, verticalizare, Butra vine acolo, mingea a doua, Butra, pa! Nu mai... Gündo, Butra, Renato, Gündo, Butra, Smolare, excepțional! Da, am dat să fac. Oh, Mbappé! Kylian! Nu pot să cred! Da, vă jucați cu mintea lui? Hai că ne jucăm să vedem ce mă execută ăsta cu așa. Vedem, Smolare, Smolare, Mbappé. Mbappé pentru Butra, să vedem, este offside, nu este offside. Hands, domnul arbitru. Poți să faci schimbarea asta, că mai am vreo 2 minute. Și încearcă o schemă acolo, schema lui domnul Pustai. Pleacă perfect. Să vedem. Oh, oh my god! N-a știu că e ăsta. Vișnar. Cine e? Stejerel. Stejerel. Au, au, au. Au, au, au. Gerard Bale le stabilește gând. Dacă n-a ratat, trebuia. Karma. Doamne. Butra acolo, Butra, Butra, Butra! Scăriță, Butraghera! Oh, scoate de pe linia porții! Să vedem Garincia. Giundo. Mbappé. Butra. Mbappé. Pune mâna la ochi și trage. Nu e posibil așa ceva. Minutul este 78. Cosmin. Să vedem acum Jairzinho. Jairzinho. Jairzinho 1 la 1 cu Nesta, nicio șansă, este penal. Excepțional, nu se poate face. Hai Martinez, hai Emi. Răsturnare de situație. Mamă, dar eu jucam pe balance. Și tu la fel. M-a descurcat. Ea, ca de asta. Da. Asta e Benzema tot, e? Nu. Dar bagă-l acum, 6 minute, chiar voiam să... Da, chiar îl bag. Și cu Craig. Bagă-l și pe bancă. Nu au fost penalti, așa înțelege, e umăr la umăr, adevărat. Jocul nu e terminat, băiți. Bravo. Ba, dar pe Butra, lua Rai Poc. Și m-am bucurat că n-am picat atunci. Bine, bă, Butra, ce mult îmi doream, Butra. Să vedem, minutul 82. Enzo, Enzo, excelentă pasă pentru...
Bale ratează! Excepțională ratarea lui Gareth Bale. Mam! Și o pasă scurtă pentru Nesta. Ma. Bine că a fost pe fază Nesta. Nesta zis Iniesta. Mai departe, Casemiro, Butra, pentru Cruyff, pentru Benzema. Benzema, sigur, e Timo Veier ăsta? Da. Sau e golul? Timo Veier. Și Gundogan. Din nou Nesta excepțional. Da, extraordinar. O mânca la penalt. Koulibaly excelent. Yundo. Botra. Benzema. Ex. Nesta recuperează. Mingea este la Botra în bandă. Botra pentru Benzema. Benzema pentru Botra. Benzema. Vai de... Ai. Cred că e Benzema când era... Cred că e Benzema gol de ăsta. No, mai rău, la golul ăsta. Benzema. Forfecă! De bani, așa ceva ca aici, cu execuția acrobatică, ratează. Nu pot să cred. E Benzema la Silver, bună dimineața, te pup, Răzvane, te pup. Te pup, ce faci, frate, nu te-am mai văzut de mult. Cum ar fi că s-a dus lanțul de iubire? S-a dus șansa, trebuie să facem două din două. De ce mă ignori? Două din două. Vreau să văd dacă e Benzema ăla neapărat. Dacă e Benzema, tot e ceva e în neregulă. Mamă, Benzema tot. Uite, și așa nu e rău. Nu fi rău, dar mai sunt două meciuri, trebuie două winuri. Deci vezi pachetele acum adevărat? Cum adică mă întrebi sau îmi spui că nu înțeleg? Vezi că Rafinha e top, am jucat un meci la Weekend League și a dat gol și asist, asta zic. Messi Totti, bagă, nu te culci, brat? Nu mă culc, frate. Avem timp. Brat în rusească. Brat. Ia. Alisson. Bagă mă Butra, păi nu mă bag mă în echipa omului. Încă 4 like-uri să facem 80, băieți, ai costul 100, 1.100.000 de like-uri. Cei ce-s de 82 pe AirPack? Bă, arată bine alea, Albert. Acum nu știu dacă se merită să le faci pe toate. Adică sigur nu se merită. Toate 50? Sunt mai șușcă pe toate. Frumos. Și acum te uiți? Păi nu te întreb, că n-am pus semnul întrebării. Păi și atunci ce vrei de la mine? Că nu te înțeleg. Cum adică deschideți pachetele acum adevărat? Cum să deschid pachetele dacă n-a terminat Weekend League-ul, Luca? Ai luat-o razna? Brodrașilor, trag pe dreapta, am 5 ore de când joc și fau continuat, dorm pe scaune, vedem dimineața, te pupăm, Florine, te pupăm, somn ușor, frate. Cam multe 50? Sunt foarte multe, nu mult. Extraordinar de mult. Poate după primii 10 s-a cum se fie? Hai că stat cu mine. Bine-s! Păi nu poți să dai end? Ferească, Dumnezeu. Când dai tu end la Weekend League, atunci să mă suni și pe mine să-mi spui. Dai end la play-off, nu la Weekend League. Încă mai ești live? Încă suntem, Dani. Păi cum adică încă? Abia am dat drumul de la live de o oră și 13 minute. E alt live ăsta. Mamă. Ce topuri a dat ăla. Ceva liber. Ne facem. Garicea! Citește mesajul cu Goșare, bafta aga, dacă nu fie roleacă, nu poți să dorm? Nu poți să dorm, dacă nu fie. Stai să dea gol. Următoarea fază, gol. Îți dă ăsta gol, fie. Păi mai de... Ce bine a scos-o! Mă iau de tine că ți-e la nasul la purtare, Luca. De asta mă iau de tine. Cu
Koulibaly ăsta trece prin oameni direct. Mănâncă copii cruz. Carlos mănâncă fulgi de... De când nu am mai intrat, nici nu am văzut că ai făcut 10K? Păi, ce să fac, mă, Răzvane, dacă m-ai părăsit? M-ai părăsit? E bun cuplu de fundaș și l-am văzut cu Maldini SBC, e foarte bun, mano. E foarte bun. Salută, mai trebuie și mie 15 oameni să fac și eu 1000, mă ajutați, vă rog? Pe unde trată? Pe TikTok? Pe TikTok sau unde trebuie? Ce bine arată Antonio Efraș, s-a tuns, mă, nebună. S-a tuns. Ia să mai vorbim, că... Doar ar Dumnezeu, dumneavoastră. Rivaldo. Hai să joc aici simplu, de acum încolo numai cu domnul Nemțit TV mă adresez dumneavoastră foarte frumos, Luca. Mulțumesc frumos. Așa să te aud. Numai așa vreau să te aud acum, domnul Nemțit TV. Roberto Carlos. La balon. Interesant. O poză interesantă, tată. O... O pasă. 1-0. Ai avut. Haide-mă. Haide-mă, tată. Uite ce treabă bună fac și nu aud nimic. Păi mai multe rele decât bune. Foarte. Pe cine vrei să iei Antonio în locul Renato? Pe cine o veni? Renato ăla, am zis. Nu, dar e bun Renato, sunt patru cealaltă. Vitinha. Vitinha. Da, nu știu dacă 81 de like-uri, mersi mult, mulțumim din suflet. V-am zis că nu facem 100 de like-uri în seara asta, bună. La ce oră să votăm mâine? La 11? Vrei, dacă e Eusebio morți, să stă de părți. Extraordinar. Salut, Adriane, salut, te pup. Te pup. Extraordinar. Femeni putut. Deci aș vrea să-mi jur. Hai de aici la gura mea. Iertați, să-mi fie cu iertare. Care mă vedea și mă vede băiat educat. Dacă nu ajung jocul, dacă nu-s purcat la gură, ferească Dumnezeu. Nu mai fă de râs. Băiatul ăsta joacă prea frumos, îmi face să deschid să iau Xbox să le joc pe cele două. Deschide-l, frate. Deschide-l. Mi-a dat aminte neplăcută cu filmările din cantonamente? Păi de ce, Adriane? Ai jucat și tu fotbal? Mamă, nu mai pot de râs. Rivaldo! Rivaldo! Mă, acolo, spate cum scoate tactul de mătă. Mamă, mă bucur la cu de formulez cu nascos. Am greșit eu. Îl avem pe Gundogan. Încearcă un atac. La Vâlcea, la Cluj, la voluntare. O, frumos. Frumos, centrare, respinge Eder Militao, bineînțeles. M-a făcut un out. Eu acum? Remontada, nu? Trebuie să o trebuie să-l arivași. Curs la cânie. Arească Dumnezeu. Aveam așteptări. Ei, na, ce voi acum? Ce am zis rău? Păi nu, că o zis înainte să zici, parcă. Peas Clușlov. Uite, polonez. Ziceau ăștia de polonez că-s scârpe. Acum ți-a scris azi pe like. Mai e o... Nu știu. Mai e un rapă, nu știu cum e la bun. Că n-ai citit-o și-mi scrie că-s scris rapă. A fost rapă.
E pe aia rap. Ce ai zis, mă, Luca, că nu văd mesaje, dar pare că ești ters. Hai să vedem. Ceahlăuă Bascov, de ce Bascov? Pentru că contul ăsta, explică tu de ce se cheamă Ceahlăuă Bascov. Pentru că eu sunt prieten cu Alin și Alin la Bascov. Dar nu știe, bă, știu băieți cine e Alin. Alin Vasilescu, fost FCSBist actual. Cum se numește? Vedițist? Vedița coloniști. Așa? Și juca la Bascov atunci și ne-am pus amândoi așa. Că alegeam transferul împreună. Păi când s-a supărat pe joc și-a băgut și-a băgat pe echipa la între ei. S-a băgat pe Müller, anul ăsta? Müller ăla, Gerd Müller. S-a băgat la play. N-ai, acolo te aduce jocul ăsta. Sapă de lemn. Asta e bun, ți-i joci doar așa, mai râde, mai faci o catering, mai faci un TikTok. Mai râde, mai alea. Mai degrabă îmi iau demo, pachete din aș deschid. Ai, că nu cred că e 6 metri. Vedeți, am fost întrept în serie? Păi tu mai joci undeva, mă, frate? Adriane? Băieții, dormiți? Dormă, băieți. Lasă școala, că școala e de zi, lecțiune e de zi. Păi mâine e liber. Ce școală? Ala Madrid, te pup, Cosmine, te pup. Am crezut că e Mbappé, de asta am văzut. Mbappé? La Rivaldo ăla pe fight fast-word. Face-mi insta. Păi, deschidem azi astea. Și mai nu fac gătă. Păi, te facem niște token. Ba, băieți, cine vrea să stea în seara asta să facă prozici token? Câți oameni mai sunt? 13? A, 22. Chiar 22 cu noi acum, la ora asta aici. Cred că oricum jumătate sunt așa, știi, că s-a atunci pe ea, cu telefonul, cum mai facem și noi. Și ascult așa, ce mai zic pe ăștia. Să închid acum, mai când mai 2 minute, să mă asum. Stai, mă, buschetarule! Trezirea, bă! Că e sâmbătă seara, duceți-vă și voi ieșiți, scoateți o fetiță la un suc, că vine Valentine's Day-ul. Stați ca mărleții singuri, pe canapea dormiți. Sfaturi la scoateți, bă, sfaturi o fetiță. Sfaturi la ceas de noapte cu Antonio Agapite. Scoateți, luați o bombonică, scoateți, dați 2, 3, 6 shot-uri. Scoateți dialog frumos din partea mea. Da, vă uitați pe YouTube la doi content creator. No. Știați toți acum să zic că mergem în club, bă, Luis Antonio. Este Antonio care se joacă FIFA? Corect. Păi Antonio, dacă făceam eu ce zicea Antonio, nu mai era live în seara asta. No, da, le-am făcut la vremea mea. Și încă cum, nu mai am dat drumul la gură, că... Ah. Mă despart de gaci mai 2-3 zile până trece Valentine's. Ești asta un punct. Hai, dă-te în... Cine a scris asta? Mă despart, da. Băi, Gabi, știi cum e? Și o floare poate avea o valoare excepțională dacă știi cum să o oferi. Nu contează buget. Crede pe frățiorul tău. Nu mai contează, lasă, oricum îi pierdut. Oh, bine, aie! Aoleu, bătrâne, stai fotolit? Vedeți că e nu chiar așa cu Antonio Agapite. Nu chiar așa cum pare.
Doamna Gabri, cât stai abia așteptat de-i tu? Nu, mă, frate, nu sărbătorim Valentine's Day. Ești pe Dragobet. Dragobet, zici cu aia, n-a fost Valentine's Day, nu? Depinde foarte mult de ziua de luni. Și după vine mărțișorul. Aaa, dar ne supărăm. Ziua. Vreau un pic o galerie, lasă vrăgeala. Ziua femeie. Ce să faci cu Rivaldo? De la Crive pe contul meu și Volvo Vairaua n-am ales să joc cu Rivaldo. Păi nu, că singurul care poate să fac ceva la tine e bine și smolar e cât de bun, dar... Și care e? La mijloc e cam groază, bă. Adică mi-mi place, da. L-am făcut astea, mă, și pe așa, easy peasy, dacă mă încordam un pic, mă duceam așa. Uite ce ține ăsta de mici. Zii ceva. Eu o să o amân până pe 24, să am bani. Măi, steaua, măi, steaua, e, e, galerie. Așa scrie. Scrie, mă, e, mă. Bravo, Comi, ce a zis, mă? Din partea ta. 50. Neinspirat. Nu mai băga pe Benzema, lasă-mi. Păi și ce mai e? Atâta. Și bani. Salut, Antonio. Salut, 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 te pup. De ce e Antonio, fotbalist? Un băiat de pe chat. Încă 5 like-uri să facem 90. Terminăm și noi live-ul ăsta cu 100 de like-uri sau n-aveți chef? La pachet. Păi facem acum 90. O, oh, Matei Lungu cu 3 tandafiri. Te pup, Matei, mulțumim frumos. De ce nu dorm la ora asta? Alexandru ăsta full curent. Și cred că mai iau de el. Auzi că cel mai frumos cântec ăsta cu... Cu... Cu Emulacu. Cu Emonta. Bă, fără din astea, mă, Comi. Fără vorbe urâte la mine pe chat, vă rog. Dar tu cu ce echipă ții, Alexandru? Dacă îți permiți să spui asta, ești cu Farul? Cu cine ești tu? Gura ta. Că CFR-ul și-o luat. Aia și-o luat. Steaua aia să mai donăm un meci, nu? Da. Adică să-l donăm. Nu, mai avem unul? Da. Hai, intrați cu mine să-l donăm. Ziceți cu ce echipe ține. Cu FC Huș. Corect, cu Șana. Nu la bani, nu sună. Poate facem și eu YouTube-a. Mă rog, eu că am un trandafir tatuat aproape de... What? Mamă, haideți cu premiile! Vrei un Hakimi? Da, hai să vedem, la 90 de like-uri, nu? Hai că 90... La 86 de like-uri deschidem următorul pachet. Să știu mai bine. Iar pe ăla, că timp. 86, uite, am făcut. La 87 următorul, băieți. 87 următorul. Haide, Doamne, Hakimi. Hakimi. 87 asta zic, 88 următorul. 88. Oi, căcat. Carasu. Hai de aici, am future star. Hai, mă, hai, că n-am văzut niciun future star. Ce s-a astea, mă? 84 garantat, dar doar 84. Pentru asta m-am jucat. Bă, bătaie de joc, ce ești de joc. Bătaie de joc, ce ești de joc, a zis. Frumos. Ce pachete mi-a. Încă 3 pachetele. 2 gol pe cu. Hai, tată. Pe spectrum, ia, frate, descrie. Ia, descrie ce dorește sufletul tău. Tot ce vrea inima ta. Rice. Ia uite, mă, la lucere de
Deschide premium. Da. Ridicați-vă cu spate. Așa, hai. Hai, mă rog. Meriți bani Luca 3. Nu-ți vine să spargi maneta? Dacă era singur, cred că... Dacă era singur și dacă nu era pe live, cred că era alta, alta reacția lui. Și ultimul pachet, ca să se termine seara minunat. Wow. Să se termine seara minunat, băieți. 3, 2, 1. Hai cu 88 de like-uri. Mati. E bine că nu-i ca... E bine că nu-i Colin Spy. Why? Dar ia, mai e 10 ca. Uite, da, uite un pic din ultimii pe. Da, uite din ultimii pe că ți-a dat un 84. Ultimii pe. O boschetere. Da, uite ce Luca după ce ai știi ce am spus, mai stai că mi-ar da bani. Lasă-mă, nu vă mai agitați. Nu vă mai agitați. Luca trebuie mai trolat, se putea și mai rău. Hai că se putea și mai rău. Bună seara, boys. Ce să mai zic, mă, frate, nu mai zice nimic că ne-a dat. Măcar. Era bun. Așa, era pe bun, era... Îl puneai pe Cancelo aici, nu? Eu mi-am două meciuri și după nu știu ce mă fac. După două meciuri, cred că joc în 10. După două meciuri, băieți, a adus Roberto Carlos. Joc în 10. O, știți ce mai cântați, ce mai scrie ce trebuie, bă, liniștiți-vă, mă. Liniștiți-vă, vă rog eu frumos. Dar bă, salut, te pup, Mihai, te pup. De atât de rău că nici de ăla nu cred că am, de 87, ăla, n-am. Zici? Da. Ia vezi un pic, să vedem dacă îl pregătim de lui. Intră un pic la fodă. Să vedem ce avem mâine de la ora 10, băieți. Chiar sunt curios. Vine și la mine, nu știu dacă după pachete, dacă e să fie ceva. Nu știam, mă, nu știu. Mamă, 86, 86, sigur? Ia, vedem, 86 le-l faci măcar? Vedem așa. Rivaldo. Păi pune. Uite, avem Rivaldo. Bă, în primul rând, vorbiți frumos, vă rog eu frumos. Luca, liniștește-te un pic, că tu habar n-ai ce vârstă are Andrei și nici Andrei nu știe ce vârstă ai tu, dar tu, eu știu ce vârstă aveți amândoi. Așa că liniștește-te un pic, te rog eu frumos, că încep să mă enervezi. Când vorbești așa de sus cu lumea la mine pe chat și mai ai și moderator. Cred că te arunc în aer și te faci gri în chat. N-ai? N-ai să faci? Am o idee. Ce idee? De la 82 poți să-ți fac acolo. Ce faci, frate? Te pup, Denis, Deniso. Te pup. 89 de like-uri, încă 11 like-uri să facem 100. Ce faci? Simt ceva. Mamă, simte ceva, bă. Simte ceva. Mă poți să facem moderator, dacă ești activ o să te fac, frate. Ce cameră folosești? Telebroadcast Coop, 15:5. Dacă intri pe YouTube aici și dai semnul exclamării semnul exclamării cameră, o să ți apară la mănăstire. Agafiție, bă, dar ce are Adrian cu tine? De ce la mănăstire? De ce aici la mănăstire, Adriane? De ce ai zis la mănăstire? Că am văzut și pe TikTok. Ce a zis? Mamă, la 30 de ani, cred că... Bă. Luca, cred că vrei să te arunc în aer, puiule. Că văd că încep să furi un pic de curent. Sincer, încep să furi un pic de curent și încep să-mi pierd răbdarea cu tine. Ce faci aici? Hai cu 92. Ți-a picat Vinicius din el, nu ți-a picat. A, păi e pagubă pe contul ăla? A, că e pagubă pe contul ăsta. Adevărat ar trebui să te duci un pic la mănăstire. Dar după Mbappé-ul ăla, anul ăsta am zis. Păi i-a dat Mbappé-ul ăla, nu putea să-i mai dea nimic. Dar vede, mă, că poate un... Nu putea să-i mai dea nimic. Enzo, ceva, un mijlocaș bun. Salut, Ivonut, salut! La mănăstire sau dacă găsești o măicuță să o iei de bună, n-ar fi rău. N-ar fi rău. Cocanea un el joc. Ce se face? Eu și chiar crede-mă, sunt foarte dezamăgit. Ești? Aveam așteptări și eu să fac un bănuț, să fac ceva, să mai fac pachet, nu mai am nica. Mama, Eva, atâta s-a putut. Să mă bag la token, vreau să-mi rup capul pe la spabet. Atâta s-a putut. La mine pe cont mai avem ceva? La mine pe cont o să continuăm? Pentru fundașa la frumos, auzi, 600 de jucători, ați bun?
600, mă, adevărat. 500, în ce ligă joci? În liga a treia, la Ceahlău, Robert. Ți-ai scos, ți-ai scos gipsul, sau gipsul, cum se zice? Gips, 90 nu? De like-uri. Of, 90 de like-uri e bine, suntem bine. Suntem în grafic. Suntem în grafic cu 90 de like-uri. Stai că vezi, mâine facem istorie dimineața. De ce are numele Ceahlău Bascov? Pentru că l-a făcut, juca cu un prieten de-a lui. El juca la, Antonio juca la Ceahlău și prietenul lui juca la Bascov. Și de asta s-au pus numele ăsta. Vei l-am scos. Bă, ia un pic, ia și așa. Și ia și așa. Dacă ai tupeu. Ia așa, ai tupeu și să mai fii la mine pe live când o să-ți mai sară tupeul ăsta, dacă tot ai stat de tupeu. Că nu știu de când ai devenit tu atât de tupeist, Luca Tric, că erai băiat fin. Păi nu mă cert, mă, că eu nu stau să mă cert. Așa, salut băieții, te pop Dorinel, te pop. Ia Andrei și tu așa, ca să facem, să mai echilibrăm. Ce poziție joci? S-a scos un moderator și s-a dat alt moderator, ca să fie treaba. Ca să fie balansul bine. Se mai întâmplă? Ce să fac 82? Facem un 82 la mine? Hai să facem. Hai mă, la dă-i și la vâd ce vrei, îmi faci oferta, Adriane? Vin dacă îmi faci. Fă-mi ofertă. 80, unde e ăla? Joel l-am scos. 82, ia. Care-i mă? Mamă, mai este un... Eu pe ce să mai fac din asta? Richarlison, salut bro, sunt nou, te pup, Artion gratis, te pup. Bine ai venit, e bani la senzora, ești șmecherie. Trebuie să faci două pe zi. Când am auzit, hai Andrei, credeam că îmi dai bani. Că și eu m-am așteptat, hai și tu, gen. Așa ai zis? 82. 82. Hai să facem și la mine. Ce supărare. Mizerie de joc, știam eu că nu trebuie să mă... Salariți cam 25-30 la semnături, se ia grosul? Păi, e interesant, e o combinație și asta. Dar sunt mici pentru, să știi. Sunt mici, sunt puțin bani, 25-30 de milioane. Mai am nevoie de tot tokenul să iau best. Eu ca la semnătură, da, păi asta zic, trebuia să fie gândită cumva. Salut R98, salut frate, salut. Ce mă oftică, nu merge FIFA-ul? Păi de ce nu-ți merge Krillex? Not bad. Bă, dar la swap-urile astea poți să mai faci ceva cu ele? Dacă am... Eu nu mai am niciunul acum. 81-11. Păi am făcut 15 și cu 3, am făcut 18. Și ar mai fi... 30, cred. Cristi Munteanu, antrenor, Costea atacant? Păi nu știu dacă... Am presupus că nu mai e Costea. N-a plecat? Sau a venit Fratisul acum? A venit Fratisul... A plecat la mare și a venit la mic sau ceva de genul am văzut. Și am unul sau două. Mihai a venit, știam eu ceva. Bă, dar nu mi-a dat un token acum? Am visat eu? Sau nu i-am dat, redeem? A venit trăpătit de Nilă. Hai să vedem. Ia. Nuno Tavares. A, aici am două din ăla. Știam eu când dă undeva. Divaro, eu o să mă duc de legat, vorbești serios? Păi îmi punem o vorbă, înseamnă că din vară... Unde? Ia uite, facem la Dăiști live-uri, facem live-uri din Dăiști, Antonio. În vară. Unde e Dăiești? Să trăiești. Craiova, pe acolo. Mamă. Mi-a părut eroare când deschizi Secure Bot și trebuie să o activezi și nu pot? Păi e echipa prietenului meu? Frumos. Și dacă mai faci la obiectiv, păi da, dar trebuie să mă bag la creație. Bă, am unul și... Nu știu, o să mai văd, o să mai facem, poate câte două, trei, așa să mai facem. Dacă e la Vâlcea aia, ia uite, la Vâlcea. La Vâlcea e aia. La bam, interesant. O să iei ceva, dacă mai faci așa și secunde e unul mondial, e băiețaș, e forțini. Ai și la Moments un squad, l-am făcut pe ăla de la Moments. L-am luat pe ăla de la Moments, băiți. A plecat. Boys, cam atât cu live-ul de astăzi. Am deschis pachetele la Antonio, am jucat Weekend League 91 de like-uri, un live de mare angajament. Mi-am luat tricoul ăsta cu Ciucaș pentru Alex, care mi-a dat țeacă și m-a lăsat printre străini direct.
Vă pup, să aveți o seară minunată. Ne vedem mâine de la ora, nu știu încă dacă de la 10 sau de la 11. Poate facem la 10:30 ca să împăcăm și capra și varsa. Antonio cred că ar avea pe la 12, așa, nu, dar... La 100 de like-uri mă trezesc. La 100 de like-uri se trezește. Te pup, Sebastian Boca, te pup, vă pup pe toți. Hai, noapte bună, băieți, o seară mirobolantă și spor la vise frumoase. Dacă te uiți, ăsta reporterul de la Hackersville, secundul e ăla de... de interviu. Mamă, dacă înțeleg ceva, ce înseamnă Hackersville? Cum știi? De la Hackersville? Ce înseamnă? Noapte bună! Ho, oh, Alex, te pupăm! Seară frumoasă! Ne vedem mâine dimineața, dacă sunteți disponibili și vreți să servim o cafeluță. Vă aștept mâine dimineață, începând cu ora 11 pe Lăivanos. Continuăm weekend-ul cu la mine pe cont și bem o cafeluță, ne mai uităm la informațiile zilei. Discutăm despre fotbal și toate cele. Vă pup! Seară frumoasă! Ceau!